mandatul doamnei secretar pentru a da citire ordinului prefectului, întrucât la ultima ședință s-a votat vacantarea postului de președinte. Da, având în vedere că în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 9 ianuarie am luat act de adresa 385/2017 transmisă Consiliului Local de domnul senator Viorel Ilie. Am primit în data de 13.1.2017 ordinul prefectului numărul 6/2017 și o să-i dau citire. Articolul 1. Se constată încetarea de drept a mandatului domnului Viorel Ilie din funcția de primar al municipiului Moinești, județul Bacău, ca urmare a demisiei acestuia. Articolul 2. Pe perioada vacanței funcției de primar al municipiului Moinești, atribuțiile ce îi sunt conferite vor fi exercitate de drept de viceprimarul municipiului Moinești. Acesta fiind conținut în ordinul prefectului numărul 6/2017, se impun niște chestiuni de organizare în ceea ce privește desemnarea unui președinte și unui secretar în cadrul Comisiei Economice, având în vedere exercitarea atribuțiilor de drept de primar de către domnul președinte actual, Valentin Ghearu. Din Comisia Economică fac parte domnii consilieri Tincu Liliana, Văsâi Ion, Pascalini Nini, Ienea Pavel, Darie Constantin, Matei Alina. Aștept propuneri de la Comisie. Da, domnul Văsâi. Pentru că domnul viceprimar, actual primar, care deține funcțiile primare de domnului senator, nu mai poate depune această funcție, propun ca în locul dânsului să fie numită doamna doctor Tincu, iar ca secretar domnul Pascalin. Da, dacă mai sunt alte propuneri, supun la vot Comisia Economică. Dacă este de-a. Mulțumim. Doamna doctor, vă rog să începem ședința pe comisie. Eu rog pe domnul Purcaru să dea citire. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 70/2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local Municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 27.1.2007, orele 2017, orele 11, în sala de ședințe din strada Vasile Alexandru, numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea municipiului Moinești pentru anul 2017. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport... Nu. Discuții în Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism. Discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat. Comisia Economică. Dacă sunt discuții sau întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești pentru anul 2017. Înainte de a vota, de a trece la discuții, o să-mi permiteți, stimați colegi, să spun câteva lucruri vis-a-vis de această taxă de salubritate. În ședința Consiliului Local din luna trecută am avut discuții pe această temă, iar din sumele care reieșeau din prognoza celor de la ADIS, se prognoza o creștere a taxei de salubritate, ceea ce nu cred că trebuie să apară acum în
în bugetul fiecarei familii o creștere pentru aceste deșeuri. Și de aceea propun, ținând cont că nici carburantul nu s-a scumpit și nici energia și celelalte taxe, propun respingerea acestei oferte și propun în continuare păstrarea ofertei de anul trecut, prin care Consiliul Local a aprobat pentru persoane fizice din locuințe colective un cuantum de 7,5 lei persoană, iar pentru locuințe individuale un cuantum de 6 lei pentru persoană. Inclusiv scutirile de jos. Da, inclusiv scutirile prezentate pentru veterani de război, persoane fizice, prevăzute la articolul din decretul 118, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale, Cercetării, Tineretului și Sportul, fundații înființate prin testament, organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale, unități specializate, persoane cu handicap grav și persoane care beneficiază de prevederi legii 416. Ținând cont de toate aceste precizări, vă rugăm să permite să spun la vot acest amendament, Comisia de Urbanism. Deci respingerea primei oferte și să supunem la vot respingerea. Am o întrebare. Au mai dat răspunsuri dumneavoastră la dezbaterea publică, că ați spus... Mai tare. La dezbaterea publică, ați spus că ați făcut o solicitare să ne explice avizul. De ce, dacă este justificat prețul? N-a trimis nicio adresă. Da, noi am trimis, nu-și așa. Da. Mai multe adrese am făcut, numai mai și revenire. Mai mult decât atât, în momentul de față, sunt adrese trimise către ADIS pentru a ne comunica data de când încep cei de la Rompres, respectiv operatorul regional, colectarea selectivă a deșeurilor pentru a fi transferate în stația de sortare în vederea reducerii cantităților de deșeuri, pentru că anual primărie, UAT-urile trebuie să plătească o taxă către Ministerul Mediului a cantității de deșeuri care este depășită. Aici mă poate ajuta doamna Enea. Vă rog. Cantitatea de deșeuri pe care nu am reușit să o reciclăm, pentru fiecare tonă de deșeuri pe care nu am reușit să o reciclăm, vom achita 100 de lei pe tonă. Mai mult decât atât, 80 de lei pe tonă la depunere, o taxă către Ministerul Mediului. Pentru acest lucru, ieri împreună cu primarii de orașe din Dărmănești, Târgu Ocna și Slănic Moldova, cu sprijinul domnului senator, am avut o întâlnire cu Ministrul Mediului și Ministrul Pădurilor și Apelor, unde am dezbătut modificarea legii privind aceste taxe și ne spunea ministrul că înainte cu o zi avusese întâlnire și cu cei din județul Tulcea și județul Hunedoara, tot pe această temă. Va fi luat în dezbatere la minister. Mai mult decât atât, această adresă va fi transmisă și la Mederap, acolo unde funcționează Ministerul Delegat pentru Fonduri Europene, cel care s-a ocupat de implementarea proiectelor de acest gen. Va ajunge adresa și la dumnealor. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie o completare. Am cerut sprijinul domnului ministru al mediului, pentru că este o chestiune legată strict de mediu, o solicitare către Ministerul Delegat pentru Fonduri Europene, pentru a accepta reevaluarea situației după date concrete, actuale, rezultate în urma operării. Și să comparăm datele pe care le avem astăzi, după aproximativ un an de operare a acestui serviciu în județul Bacău, cu datele care au fost previzionate în 2010 de către consultant și să constatăm că, de fapt, s-a estimat o cantitate de gunoi mult prea mare și corelat cu cantitatea de gunoi, un tarif care considerăm noi este mare. Fapt pentru care solicităm reevaluarea documentului de poziție, respectiv evoluția planului tarifar și toate celelalte documente, astfel încât să fie corelate cu criteriile de mediu
și nu cu alte criterii legate de quantumul taxei, de cifre legate de plăți și de cantitatea cât mai mare de gunoi. Nu. Criteriile de mediu trebuie să fie o cantitate de deșeuri cât mai mică, reciclarea, valorificarea gunoiului și implicit stimularea populației să facă acest lucru selectiv, ceea ce nu se întâmplă la această dată. Așteptăm un răspuns în acest sens. Tot către ADI, am transmis o adresă, tot la solicitarea lor, doreau modificarea unui document de poziție printr-o aprobare a Consiliului Local. Și am solicitat o întâlnire la nivel de ADI și Consiliul Județean și nu voi promova proiect de hotărâre pentru modificarea documentului de poziție până nu se va lua o hotărâre împreună cu orașe, zona urbană a județului, respectiv orașele, ca să discutăm modificarea documentului de poziție, așa cum ne dorim și noi, cum spunea și domnul senator, după funcționarea unui an a operatorului regional. Nici taxa, nici cotizația nu a fost achitată și nu va fi achitată până la momentul când nu se va convoca această întâlnire și va fi dezbătute toate problemele pe care le solicităm noi, cei de la Moinești și celelalte localități. Da. Comisia de Urbanism. Supunem la vot respingerea ofertei ADIS, hotărârii ADIS și menținerea prețului fixat de hotărârea 35 pe 2016. Da? Prima propunere este pentru respingere. Cine este pentru? Și a doua propunere? Cine se abține și cine? Cine se abține? Toată lumea a votat. Da, cine? Da. Și a doua propunere de păstrare a prețului. Exact, a prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 35 martie 2016. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Dacă la Comisia Economică mai sunt discuții sau întrebări? Dacă nu, supunem la vot întâi retragerea acestei hotărâri. Respingerea acestei hotărâri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și păstrarea hotărârii 35. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia de Legiune. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Aș avea și un complicare ceea ce a discutat și domnul senator și domnul primar. Știm că acest serviciu de salubritate a fost concesionat prin delegarea gestiunii de către ADIS. Conform legii 571/2003, colaborat cu legea 273/2006, consiliile locale aprobă taxa specială pentru funcționarea serviciilor publice, stabilind anual cuantumul acestora. Am văzut în parcurgând aici, am văzut undeva câteva rânduri, nu știu de unde sunt venite, dar dacă le postăm pe acolo, o să vedeți caracterul imperativ cu care ne somează practic să respectăm prețurile stabilite prin planul. Aici. Da. Ia, vă reamintim faptul că planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local și a hotărârea GADIS în anual, iar respectarea acestea este o condiție obligatorie. În dezbaterea publică care am avut-o, cineva în intervenția care a avut-o ne spunea cam așa, ADIS-ul, politica cui o face? Că nu face ADIS-ul, ne reprezintă pe noi. Am mai văzut acolo, în finanțarea aceea nerambursabilă, este condiționată de creșterea tarifelor în termen real. Cum spunea și domnul primar și domnul senator, ne întrebăm, sunt reale creșterile respective? Dacă ne uităm în planul manual de acțiune acolo, am văzut că există pe tonă și pentru populație și pentru beneficiar.
Da, e... Am să completez un pic aici, dacă îmi permiteți. În hotărârea de anul trecut, de pe 25 martie, la anexa 2, a fost aprobat și tariful operatorului. Iar aici, la deșeuri reziduale, acest tarif este de 162,93 tarif lei tonă conform ofertei. Vă pot spune tot eu că în politica tarifară aprobată în 2010, referire la acea hotărâre pe care o amintește Adisu acolo, tariful pentru operator era evaluat la 258 de lei. Dar tariful rezultat în urma licitației este cel de 162 de lei, cel pe care și noi l-am aprobat în hotărârea de anul trecut. Ei, tocmai acum a votat deja Comisia de Urbanism și urmează să votați și dumneavoastră, să menținem acest tarif, adică cel ofertat de către operator și nu cel evaluat de către consultant. Da. Se poate vedea, da? Planul tarifar. Există coloană cu taxă urbană, lei persoană pe lună, inclusiv TVA, dar în stânga o să vedeți și taxă pentru populație, lei pe tonă. Dacă tot ne cere imperativ să respectăm evoluția acestui plan tarifar, de ce să nu alegem varianta cea mai favorabilă cetățenilor, adică lei pe tonă? Și atenție, acea taxă de 258,9 aferentă anului 2016, respectiv 266,4 aferentul 2017, trebuie coroborată cu taxa licitată de operator și semnată prin contract, care este de 162,93. Deci nici nu se mai pune în discuție problema evoluției unui tarif, atâta timp cât ai un contract ferm, semnat de ambele părți și asumat, respectiv Adisu și operatorul denumit Romprest. Da, mai sunt discuții. Noi acolo spunem mereu, să știți. La Comisia Juridică, dacă nu, supunem respingerea, la vot respingerea ofertei sau proiectului de hotărâre în faza cum a fost el. Cine este pentru? Pentru respingere. Împotrivă, se abține cineva? Supunem la vot menținerea tarifelor de anul trecut, în 2016. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate s-a votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare, scări, platforme, alei, zona bloc, select 1, Casa Căsătoriilor, faza proiect tehnic a și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 05 CGE din 2013, revizuit în 2016, proiectant SC Consulting Group Expert SRL Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe faza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, discuții, întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 408/2016, proiectant SC Rute Construct SRL Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt discuții sau întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare strada Avramea în municipiul Moinești, județul Bacău, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 115/2015, proiectant SC Adral, proiect SRL Iași. Comisia de Urbanism, discuții pe marginea proiectului. O singură mențiune aici, dacă îmi dați voie. Deci e vorba de două străzi a căror documentație cadastrală s-a finalizat. Fac parte din lotul de proiecte care vor fi puse la PNDL alături de altele 5 care sunt în lucru. Amintesc că anul trecut am depus-o la PNDL un număr de 6 străzi pentru care așteptăm finanțare. Da, Avramea canalizare și nu, nu este. Urmează, este în proiectul, în paralel cu proiectul de la, pe master plan de apă uzată și apă potabilă. Înțelegem că lucrarea va fi executată după ce va fi extinsă. Se lucrează paralel la cele două proiecte acum. Ca să primim finanțare și pentru... Și este, am întocmit o listă de priorități a străzilor pe care se va implementa acest proiect de apă uzată și canal, pe care l-am înaintat la ADIS Bacău și Consiliul Județean. Am aici cel care se ocupă de aceasta și ne poate spune, te rog, să vezi. Seamnă în faza de preștudiu de fezabilitate la firma de consultanță care a câștigat licitația pentru CLAP. Aceeași firma de consultanță care au... Da. Lista de priorități, Avramiancu este... Început tocmirea SF-ului sau de două spate? E Mihai Gogălnicianu prima, care are canalizare și nu are apă, ceea ce... nu este normal. Și a doua stradă pe care se va, la care se va întocmi proiectul tehnic este Avramea. Nivelilor canalizare s-au prioritizat exact funcție de ce avem, ce am făcut în prima etapă. Mulțumesc. Da, fiecare și zona cartierul Umbrileasca. Există, există. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt discuții sau întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare strada Nicu Ienea în municipiul Moinești, județul Bacău, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 108/2015, proiectant SC Adral, proiect SRL Iași. Comisia de Urbanism. Dacă aveți discuții pe tema proiectului, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Comisia de Urbanism. Discuții. Aș avea obiecții la acest punct. Vă rog. L-aș propune ca scoatere de pe ordinea de zi, întrucât nu se știe sursa de finanțare. Da, acestui. Vă pot anunța. Până ce ADIB-ul nu va veni cu niște vă pot anunța că am înaintat adresa la ADIB pentru a ne comunica dacă se reeșalonează planul de programul de finanțare pe rețele de apă și apă uzată în ceea ce privesc localitățile județului. Fapt pentru care propun suspendare de programul. Oamenii răspuns și alții nu influențează cu nimic. Nu e justificat răspunsul ăla. Tot programul trebuie să-l trimit. Propunem respingerea... Suspendarea. Suspendarea proiectului. Cine este pentru? Comisia de urmă. Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate retragerea proiectului. La Comisia Economică, dacă sunt discuții și întrebări, dacă nu,
aș propune același lucru, dat fiind faptul că nu este încă motivat foarte exact cum o să fie cu finanțarea. Propunem suspendarea hotărârii, retragerea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. La fel, neștiind modul de finanțare, propunem suspendarea de pe ordine de zi a proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind participarea unității administrativ-teritoriale municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Comisia de urmărit discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt discuții sau întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, prestate de beneficiari de ajutor social. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică. Întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Poftiți, domnule. Am mai spus și cu alte ocazii. Cel puțin eu stau în mijlocul populației măneștene foarte mult timp. Sunt oameni care beneficiază de legea asta și spate, cum știu, pentru ajutor social. Eu aș vrea să le ridicăm valoarea lor. La cei care cu adevărat merită. Eu personal cunosc câțiva oameni cu care am făcut foarte multe. Și aș dori o recalificare a lor și știu eu introduși într-un atelier, acolo unde avem spații excedentare, să lucreze chiar cu un salariu și să nu mai vină pentru noi și jumătate la primărie să le spună. Dacă cumva nu greșesc... Da, e propunerea dumneavoastră, nu știu, nu o putem materializa. E legea 416 pe 2001, care stabilește venitul minim garantat. Nu spune nimic în plus față de ceea ce după solicitați. Atunci, la diverse luni, s-au o problemă și... Da. N-ai cum să... Noi, primăria, n-avem cum nici mări cuantumul fiecărui drept la ajutor social. Eu ziceam, cei care trebuie să facă ceva, să o facă cu adevărat. Pe bani mai sănătoși. Da. Calea legală nu e. Asumie. Asumie. Dar nu vedeți. E clar. Da, super. Trebuie să-i plece cu guvernul, ai ce probleme și pe da. Mai să? Nu avem reprezentanta cu guvernul. Discuții? Ne-a de locul de muncă. Adică nu cere și dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Am să iau eu cuvântul, am făcut parte din comisia de analiză a documentației depuse de Societatea de Cruce Roșii. Comisia a parcurs toate etapele de validare și a fixat suma de 20.160 de lei pe an beneficiar pentru cei 14 beneficiari care sunt.
Am uitat în proiectul de hotărâre, am discutat acum și cu doamna secretară, la punctul 1, dacă ne uităm acolo, se scrie, se aprobă acordarea către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, așa, unei subvenții de 20.000 în anul 2017 pentru 4 persoane. Mergem la articolul 2, care spune, subvenția stabilită în condițiile articolului 1 se acordă lunar, începând cu luna ianuarie. E un pic aici care nu e. Noi am stabilit-o pe an. Dacă ne uităm la articolul 2, înseamnă că în fiecare lună noi dăm 20.160 de lei. Anual. Care aici se acordă lunar. Se acordă lunar. Aici trebuie. O parte din cei 20.000 se dau lunar. Adică modul de plată este lunar. Poftim? Modul de plată este lunar, pe tot anul este de 20. Aici eu am spus, subvenția stabilită în condițiile articolului 1 de 20.100, începând cu luna, se acordă lunar. Cotă parte din 20.000. Aici trebuie spus, cotă parte din 20.100. Proporțional cu activitatea prestată. Da, o să completez. Da. Supunem la vot cu amendamentul propus la articolul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Este împotrivă? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv de Drept Public, Club Sportiv Municipal Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu știu cine va fi primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții.
pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Și domnilor consilieri, în continuarea ședințelor pe comisii de specialitate, notariat asistat, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului, convocată prin dispoziția primarului numărul 70/2017, cu respectarea prevederilor articolului 39, alineatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezentul număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. O să mai fac o precizare, care o consider necesară. Hotărârile adoptate începând cu ședința de astăzi, pentru aceste hotărâri, domnul primar nu va mai vota în calitate de consilier, nici pe comisii, nici în plen, la ședințele în plen, astfel încât toate hotărârile vor fi adoptate cu un număr maxim de 18 membri. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și prevederile legii 215, avem obligația ca la începutul fiecarei ședințe ordinare să aprobăm conținutul proceselor verbale întocmite la ședințele ordinare și extraordinare anterioare, desfășurate de Consiliul Local. Pentru ședința de astăzi avem pentru aprobare 3 procese verbale întocmite în ședințele Consiliului Local din data de 16 decembrie, 29 decembrie și 9 ianuarie. Consult plenul dacă aveți obiecțiuni, dacă există față de conținutul acestora, conținutul proceselor verbale. Vă reamintesc, este publicat pe site-ul instituției și afișat la ofișier pentru consultare publică. Nefiind obiecțiuni asupra conținutului care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 16 decembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt cu unanimitate de voturi. A fost aprobat conținutul verbal al procesului, al conținutului procesului verbal al ședinței din 16 decembrie. Supun la vot procesul verbal întocmit în ședința extraordinară din 29 decembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și procesul verbal întocmit în ședința extraordinară din 29 decembrie. Supun la vot procesul verbal întocmit în ședința extraordinară din 9 ianuarie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abține, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 9 ianuarie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 și prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 70 din 2017 s-a convocat astăzi 27.1.2017 orele 11 ședința ordinară a Consiliului Local. Am luat cunoștință de ordinea de zi din notificările primite și din ședințele pe comisie. Supun la vot ordinea de zi și să avem în vedere că proiectul de hotărâre privind primirea municipiului Ionești a fost suspendat de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci am votat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului Moinești pentru anul 2017. Raport, Comisia Juridică. Comisia Juridică avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport, Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Raport, Comisia de Activități. Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma în care a fost inițiat, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești pentru anul 2017. Raport, Comisia Juridică. Membrii Comisiei Juridice cu 5 voturi respinge tariful actual, iar cu 5 voturi aprobă cele... Tariful propus. Da, tariful vechi. Propus și menține. Și menține... Prevederile votarele Comisia, mulțumesc, raportul Comisiei Economice. Comisia Economică respinge propunerea cu 5 voturi și aprobă menținerea taxelor la nivelul anului 2016. Da. Cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raportul Comisiei Urbanism. Comisia de Urbanism respinge proiectul de hotărâre cu 7 voturi și aprobă cu 7 voturi pentru vechea hotărâre. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot în plen respingerea proiectului inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot menținerea taxei plătită la nivelul anului 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare scări, platforme, alei, zona, bloc 1, select, cascada, casa căsătoriilor, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 05 CGIE/2013, revizuit 2016, proiectant SC Consulting Group Expert SRL Moinești. Raport, Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport, Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare pod strada 1 mai municipiului Moinești, faza datei și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 408/2016, proiectat SC Construct SRL Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia, raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, raport. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare strada Avram Iancu, municipiul Moinești, județul Bacău, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 105/2015, proiectant SC Adral, proiect SRL Iași. Rog, raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru.
Mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da, mulțumesc. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare strada Nicu Ienea, municipiul Moinești, județul Bacău, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 108/2015, proiectant SC Adral, proiect SRL Iași. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. De pe, proiectul de pe, de, la punctul 10 a fost suspendat de pe ordinea de zi. 11. Proiect de hotărâre privind participarea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții. Intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 prestate de beneficiare de ajutor social. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Raport favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem proiectul, așa cum a fost de inițial, la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu amendamentul propus de domnul președinte a Comisiei Juridice. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi. Comisia, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da. Supunem la vot proiectul cu acel amendament sau completarea articolului 2 din proiectul de hotărâre. Este pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a clubului sportiv de drept public, Club Sportiv Municipal Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru?
Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Da. A fost discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la diverse. Avem propunere privind evaluarea performanțelor profesionale a secretarului municipiului Moinești pentru anul 2016. Pentru aceasta a fost întocmit un raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale. Nota maximă pentru evaluarea performanțelor este 5. Nota obținută după evaluare, nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor este 4,89, iar nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță este invers. 4,94. Acestea două se împart la 2 și rezultă o notă finală 4,94, iar calificativul evaluării este de foarte bine. Întrucât nu trebuie promovat un proiect de hotărâre, nu este necesar votul consilierilor. Dacă dumneavoastră aveți întrebări sau alte propuneri, vă rog. Mulțumesc. Da. Un alt punct la diverse, avem raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2016. A fost pus și pe site, dacă l-ați lecturat. Domnul Cehan, îți spune ceva? Este doamna Fodor. Dacă aveți întrebări, vă răspund la orice întrebări. Ce să vă spun? Activitatea în acest an a fost în principiu direcționată pe aceleași linii, nou intervenit mari schimbări. A crescut ușor volumul de muncă. Nu am avut incidente pe care să nu le putem rezolva. În ceea ce privește protecția copilului, am reușit să rezolvăm local toate situațiile de risc, astfel încât pe parcursul anului 2016 nu s-a instituit nicio măsură de protecție specială pentru plasament familial, ceea ce înseamnă foarte mult la nivel județean. În rest, prestațiile am intervenit, spuneam noi, cu promptitudine. Dacă aveți întrebări, pe legea 416, am văzut 518 sau ați plecat cu 549 de dosare la început în ianuarie, 518 da. la sfârșit. Multe de dosare fluctuează în funcție de diversi factori. Unori beneficiarii nu știu să mai angajează, țin să răspund oarecum domnului consilier care spunea că ar fi bine să îi susținem pe acești beneficiari să-și găsească un loc de muncă. Să știți că facem asta și legea prevede acest aspect, în sensul că lunar aceștia sunt în evidența agenției locale a forțelor de muncă și sunt informați cu privire la locurile de muncă disponibile și noi consiliem. În plus, toate proiectele europene care au existat și care au fost implementate și la nivelul municipiului pe postru în DOSE, au vizat, eu știu, calificarea persoanelor de genul acesta și chiar la nivelul Moineștiului, să știți că, în special femeile, cam așa au fost proiectele,
au fost un număr de aproximativ 200 de femei care proveneau din mediul vulnerabil, care s-au calificat în meserii cum ar fi babysitter sau infirmier sau lucrător social. Și ulterior le-am sprijinit și multe dintre doamne chiar sunt angajate și lucrăm astăzi cu ele la centrul social. Și au mai fost și alte specializări și cei care își doresc cu adevărat beneficiază de sprijinul nostru și în final își găsesc rostul. Cine fixează numărul de ore pe care trebuie să le efectueze? Legea. Legea. Este stipulată în... Absolut. Raporte din activitate desfășurată de către asistenții personal ai persoanelor cu handicap în municipiul Moinești, în semestrul 2, pe 2016. Tot în cadrul Direcției de Asistență Socială, da. Da, la fel, dacă vreți aici, pot să vă povestesc faptul că în acest an, după cum vedeți, există o ușoară creștere a numărului. De timp la timp se mai întâmplă și decese ale persoanelor cu handicap, prin urmare, mulți asistenți personali și pierd calitate de angajat. În funcție de criteriile de evaluare ale Comisiei de Handicap, persoanele primesc mai ușor sau mai greu în gradul grav de handicap. Prin urmare, aceste persoane care primesc gradul 1 grav de handicap beneficiază conform legii 448 de asistent personal sau de indemnizație. Și în funcție de opțiunea lor, obțin acordul Direcției Generale de Asistență Socială, iar noi, autoritatea locală, trebuie să angajăm asistent personal sau să facem documentul pentru indemnizație. Din fericire, la nivelul Moineștiului s-au găsit întotdeauna și înțelegere și resurse ca aceștia și asistenți să nu-și piardă locul de muncă, ceea ce nu se întâmplă în multe localități. La ultima întâlnire, de exemplu, vă spun că la Onești, asistenții personali nu-și primiseră salariile de 5 luni. Da. Da. Și... Mulțumim, doamnă Bodă. Dacă domnii consilieri au la diverse intervenții? Și în perioada de iarnă, pentru că sunt activități desfășurate de copii, care sunt vara pe role, biciclete, așa, iarna, patine, tăniușul. Dar și solicită o dirijare. Există dirijare. Mai, o dirijare mai exactă. Ești din Moinești, Comănești. Da, da, este. E un indicator treaptă? Nu, este un indicator treaptă pe care scrie Comănești. Comănești. Sau trebuie să puneți libertăți. Dar este, scrie Comănești. Treaptă. Mai punem unul la sine. Păi, dar tocmai, sau nu spune. Ori nu fac, la cum stângă. Acel care a inițiat acest demers, dați-mi voie să vă spun, că în principal, acest demers a fost pentru ca Moineștiul să intre în categoria localităților care stimulează mersul pe jos, reducerea consumului de carburant și, bineînțeles, a emisiilor de CO2. Acest demers a fost făcut tocmai pentru Moinește, în a-i determina să-și lase mașina acasă și să meargă 500 de metri pe jos. Am avut discuții pe această temă legată în anii anteriori și cu agenții economici din zonă, care s-au plâns că de sâmbătă seara până duminică nu mai au vânzările care le aveau. Am analizat situația și eu susțin în continuare și v-aș ruga să susțineți acest demers în continuare, pentru că este bine ca orice oraș, ca orice stațiune la care aspirăm să îndeplinim toate condițiile, să aibă o zonă, să aibă o zonă pietonală, cel puțin în weekend. Mulțumesc. Dacă s-ar putea lucra un pic la semnalizare, spre Comănești, înseamnă să umbi orașul Comănești.
spus. Vedem, da. La analizăm. S-au spus el? Analizăm situația cu poliția rutieră și vedem. La primul proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri este stipulat acolo undeva și oprirea circulației. Acolo mai era ceva interzicerea transportului de mare tonaj, dar nu specifică. Există o hotărâre de Consiliu pe care tot noi am aprobat-o. De la câte tone? 3,5 tone și 7,5, da. Pentru care achită taxe care fac sursă de venit la bugetul local. Cu excepția riveranelor. Nu, nu sunt excepții. În proiectul de măsuri, doamna Iena, dacă ea acolo ați scris, cu excepția riveranelor. Nu cred că există unul cu tirul ca să intre domnul Ienea, nu va... Are semnul, în primul rând, la... Să-l trimitem cu tirul la... Nu, există semnalizare rutieră. Da. Și acolo specific oprirea circulației pe zona de cer. Da, alte intervenții. Poftiți, domnul consilier. Avem un proiect de hotărâre aici, numărul 6, amenajarea stării platforme aleei zona bloc select 1, Casa Căsătoriilor. Adelită faptul că Casa Căsătoriilor este în bibliotecă, e și biblioteca noastră municipală, eu vin cu o propunere. La Chișinău am văzut în parcul de la Chișinău o alee a clasicilor, foarte frumoasă. Stai acolo, într-adevăr, cu Ștefan cel Mare, în mijloc și toți clasicii români, la Chișinău, când te duci acolo, te simți român. E un lucru extraordinar. Eu consider pe linia culturală că ar fi frumos dacă o asemenea alee a clasicilor, a poeților noștri, atât, s-ar face aici, în zona asta a parcului nostru și a bibliotecii, ținând cont că va fi și stațiune și asta, pe parcurs, încolo, nu acum. Eu vin cu propunerea asta. Noi facem schimburi de, așa cum Moldova, suntem, avem și un oraș în care mergem și suntem înfrățiți, am înțeles. E bine să luăm un pic și din experiența de acolo și să unim un pic astea. Să fie și la noi și la ei o alea clasicilor. Asta, așa văd eu lucrurile și cred că ar fi frumos pentru orașul Moinești. Asta e propunerea mea, pe linia culturală. Da, ca să-i completez colegului nostru, ideea, avem parte de ei care toți să știm, te au avut și Eminescu, da? Da. Am văzut o, nu știu ce reprezintă, nu m-am informat, trebuie să recunosc, dar nu să te ne Eminescu, un mare nostru colegi. Avem un monument dedicat poetului Mihai Eminescu, care l-a mutat din curtea judecătoriei în urmă cu 3 luni, în fața primăriei, în casa căsătoriilor. Nu mai era vizibil, nu mai era vizibil acolo și l-a mutat aici. Mai mult decât atât, am avut un eveniment pe data pe 18 ianuarie, la Centrul Cultural dedicat zilei nașterii poetului, la care a participat actorul Dorel Vișan, o parte din dumneavoastră era mai așa. Da. Era raportat la particulă, dar e regulă, e. Da. Mulțumim, domnul. Mulțumim. Altcineva? Da. Dacă nu, mulțumim și domnilor consilieri, mulțumim invitațiilor. Declarăm închisă. Thank you.